criterii de abordare, care vine oarecum în continuare a expoziției Comunile României. De data asta vorbim despre semnele cerului. Practic, expoziția Comunile României este dedicată centenarul, la fel ca și actuala expoziție. Sunt expoziții care au călătorit mult și care vor mai călători mult în țară. Și eu zic că ne putem considera privilegiați că le avem pentru o lună la vânătoare. Ceea ce puteți, ce o să puteți vedea în expoziție, o să vă explic pe mai clar inițiatorii acestui proiect. O să-i dau într-o primă fază cuvântul domnului Ilie Tudorel, artist fotograf din Baia Mare, care s-a născut pe 9 octombrie 1961 la Arbunt. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Baia Mare, Asociației Internaționale Eurofoto Art, este președintele Clubului Foto Video din cadrul ONG-ului Asociația Millennium. Are la activ peste 81 de expoziții, din care 33 personale și diferența este reprezentată de expoziții de grup. Practic, contribuția dânsului la actuala expoziție este reprezentată de aceste imagini, simbolurile tradiționale românești, pe care le puteți vedea afișate pe pereți. Iar în stânga mea, l-am pe directorul planetarului din Baia Mare, pe Tănuț Dinu. Planetarul completul acolo. Așa. Când și vin cu această contribuție extrem, extrem de interesantă, cu constelațiile, dar așa cum sunt ele văzute în mitologia românească. Sincer, eu cunosc foarte puțini oameni care pot să-mi spună aceste constelații privite din perspectiva poporului român. Nu pot decât să dau cuvântul mai departe unor oameni cu siguranță mai avizați decât mine în acest domeniu. Domnul Tudorel, văd că ați venit pregătit cu geantă, cu straiță, nu? Da. Am venit din nou în mijlocul dumneavoastră, straița plină de povești. Nu-i frumos să spun straița acolo, măcar povești să ai, dar nu o să am numai povești pentru dumneavoastră. În primul rând, vă urez bine ați venit la acest vernisaj al expoziției comune a mea, cu expoziția Semnele Cerului, pentru că în acest moment ne aflăm în mijlocul Universului, reprezentat de aceste simboluri, care sunt toate simboluri ale aștrilor, ale surselor de lumină din Univers, iar în acest Univers puteți vedea constelațiile românești tradiționale ale prietenului de la Planeta. Această expoziție, 2 în 1, a fost prezentă în mai multe locații. Fiecare dintre aceste locații a fost o perlă a patrimoniului arhitectural românesc. Cetatea Oradei, acum suntem la Castelul din Hunedoara. De ce facem noi aceste expoziții în obiective constituite de patrimoniu? Pentru că toate aceste creații pe care le vedeți aici, simbolurile astrale și constelațiile românești tradiționale sunt, de fapt, elemente de patrimoniu. Elemente de patrimoniu atât material, pentru că sunt, de fapt, niște semne încrustate, cât și imaterial, adică legende care însoțesc tradițiile românești. O să rog pe asistentul meu, domnul Șerban, să vă împartă, la cei care doriți, acest calendar care conține imagini din expoziție, dați și acesta, și prospectul expoziției de la expoziția precedentă de la Muzeul Țării Oașului. Și acum să vă spun o mică poveste și din această straiță, care nu este numai o straiță plină cu povești, ci și cu obiecte, am să vă arăt câteva lucruri care o să vă uimească. Pentru că e foarte important să vedeți ochii și să simțiți tactil anumite obiecte, să prindeți gustul acestor legende și povești. Povestea mea începe în copilăria omului. Adică în vremea în care oamenii n-aveau telefon, n-aveau internet, n-aveau televizor, n-aveau veșnica telecomandă la dispoziție,
Erau numai ei și cerul. Și în felul ăsta a început povestea civilizației umane. Unul dintre primele subiecte de meditație a omului, chiar omul primitiv fiind, a fost cerul. De ce? Pentru că cerul îl copleșa pe om. Și pentru că era tot mai intrigat de ce se întâmplă cu acești aștri, a încercat să aducă acești aștri pe pământ. Și în felul acesta, folosind această unealtă simplă, dalta și ciocanul, încrusta încă din cele mai vechi timpuri aceste simboluri care reprezintă soarele, luna și aștrii în lemn, aducând aceste simboluri în viața sa de zi cu zi. Și o să rog pe asistentul meu să, pentru cei care n-au ținut niciodată în mână odată, puteți vedea cu ce meșterii populari au reușit să creeze aceste minunate simboluri. Și începând cu conceptul meșterii populari, au adus aceste simboluri nu numai în domeniul sau, ci și în viața de zi cu zi. Și iată că, o să vă arăt aici, o unealtă care pe vremuri era mașina de spălat a femeilor. Cu acest mai, la râu, femeile spălau rufele în urmă cu mii, sute și chiar zeci de ani. Aici puteți vedea simbolul sămânța vieții, iar acesta nu este un rotor al unei mașini de spălat, ci este soarele în mișcare. Toate aceste simboluri sunt omniprezente în tradițiile românești, dar nu numai, pentru că le putem găsi și în tradițiile din Bulgaria, și în tradițiile din Polonia, din Ucraina, din Turcia, din India, din Extremul Orient. De ce această persistență a simbolurilor? Tocmai pentru că ele sunt niște simboluri de apărare, de purificare, simboluri care aduceau noroc și belșug. Chiar și eu am un astfel de simbol, pentru că dacă am venit la această expoziție dedicată simbolurilor, trebuie să fiu foarte convingător și să vă explic de ce aceste simboluri au rezistat timp de mii de ani în conștiința civilizației umane. O să rog pe asistentul meu să vă dea mașina și mai late, fel de fel. Da. Și pe principiul patrii, așa se vedea să se torce. Exact. Nu am apucat de ăla asta. Și ăla, da. Ăla și mai bine. Eu am apucat de ăla. Da, da, e apucat, așa se vede. Mai e un gărea la râu, și femeie e în tot ea și după aia mai ales hainele de câine. Da, și punea, punea leșie da. Sau cenușă da. Și le bătea, după aia le crătea așa. Da, dar se bătea cu obiea. Acum? Pe obiea cu se bătea. Da. Și pentru că am spus că aceste simboluri însoțeau pe oamenii cu cătea și viața de zi cu zi, o să vă arăt o lingură de lemn care are pe ea un simbol stelar. O să rog pe domnul asistent să mă mai ajute din nou. Două secunde să vadă și pe... Așa mă picior, vedeți? Uite, asta e. Iar aici am un căuf pentru băut apă, care are pe mâner sămânța vieții. O să rog pe domnul asistent să vă dea și aceste obiecte. În perioadele de sărbători, harnicile gospodine folosesc această pecete, pecetar, care, pe lângă Sfânta Cruce, are și acest simbol stelar. Iar această pecete era folosită pentru a amprenta pecetea Iisus Hristos victorios pe fiecare presă. O să ajung la acest artefact și la dumneavoastră. Mai am aici un artefact extraordinar. Acesta este format din module de nod dacic, așa zisul nod dacic, folosit de către meșterii populari din Maramureș,
Iar acest artefact mi-a dat fior, pentru că în momentul în care am întrebat de meșter, Bade, dar ce e aia asta? Ce nume are? Meșterul popular mi-a zis, aia asta e steaua universului. Deci, trebuie să înțelegeți că meșterii populari au și o filozofie de viață, de o filozofie cosmogonică. Pe lângă meșteșugul lor, ei nu fac automat ceea ce fac. Iar la întrebarea, de unde știi dumneata acestea meștere popular, el mi-a zis, apoi, aia este din moș strămoș. Bine, bine, dar cum din moș strămoș? Aia asta știu, că de la Daci. De la Daci. Sigur, am auzit asta de la toți meșterii populari. Vă spun sincer, la început nu venea să cred. Dar un prieten de-a meu, arheologul Marius Bazu, într-o discuție pe care am avut-o cu el, mi-a spus, astfel de simboluri, în mod frecvent le găsim la săpături și apar pe ciocuri de ceramică. Am avut o surpriză de proporție anul ăsta, când la Oradea am văzut o expoziție la care a participat și domnul director, expoziția Dacii de la Munte și Dacii de la Câmpie, și în cadrul acestei expoziții am văzut niște cioburi de ceramică găsite în cetățile dacice de la Sarmi, Segetuza și Ardeu, care mi-au dat fiori. Erau pe aceste cioburi exact aceste simboluri pe care eu le-am văzut la toți acești meșteri populari. Și am să vă arăt și la dumneavoastră, acesta este un cioc care mi s-a spus că este de la Sarmi, Segetuza, Reștia. Sigur, nu se vede mare lucru pe el, dar o să rog pe domnul asistent să-l țină. Eu am făcut o reconstituire, adică am redesenat aceste simboluri cu tuș ca să se vadă mai bine. Deci am luat exact imaginea originală și am amplificat culoarea ca să se vadă mult mai bine. Veți putea vedea exact simbolul solare. Aceste simboluri solare le-am regăsit pe ceramica de Horezia. Mai există și în ziua de astăzi. Aici am un grup de cioburi de la cetatea dacică Ardeu. Tot așa nu se vede prea bine pictura, dar eu amplificând pictura, uitați ce am constatat. Iar dacă vă uitați bine, este exact acest simbol de aici, care și în ziua de astăzi este denumit Cruce Dacică. Iată aici, Crucea Dacică rezistă după 2000 de ani în civilizația românească. Și pentru că aceste simboluri sunt poate chiar mai vechi de 2000 de ani, am să vă arăt un simbol. Este un simbol din Biserica Monumentul UNESCO de la Rogoz, din Maramureș. Acest simbol l-am regăsit exact ca și în această formă la indienii mapuche din sudul statului Chile, iar vechimea sa este estimată la minim 15.000 de ani, adică perioada în care s-a scufundat strâmtoarea Bering, pe unde toate triburile din Eurasia, din Siberia, au migrat încetul cu încetul și au ajuns în America de Nord, apoi au coborât tot spre sud și au ajuns în sudul statului Chile. O să rog pe asistentul meu să vă dea să vedeți și acest simbol extrem de vechi. Și pentru că aceste simboluri sunt atât de interesante, i-au captivat atenția chiar și marelui Leonardo da Vinci, care în lucrarea sa Codex Atlanticus studiază aceste simboluri
Și s-a dovedit că aceste simboluri sacre stau la baza cercetărilor sale și au aplicabilitate în toate domeniile sale de interes, în artă, în sculptură, în tehnică. Și pentru că suntem într-o expoziție dedicată centenarului, o să vă rog să fiți foarte atenți la locurile unde am fotografiat aceste simboluri. Le-am fotografiat în Transilvania, în Moldova, în Bucovina, în Oltenia și, bineînțeles, în nordul țării, în satul Mare și Maramureș, în Sălaj. Ce ne arată aceasta? Aceste simboluri ne unesc pe noi românii, pentru că sunt în această formă și la noi, și în Sud, și în toată țara, ba chiar mai mult, pentru că vorbim despre un sat planetar, sunt caracteristice tuturor civilizațiilor. Ele stau la baza filozofiei societății umane. Sunt fundamentul civilizației noastre și, în același timp, sunt o legătură imaginară cu strămoșii. Noi le avem toate aceste simboluri în ființa noastră. Asta a fost demonstrat și anul acesta, când, în urma ultimelor cercetări, s-a dovedit că ADN-ul uman, secționat, are exact această formă numită sămânța vieții. În secțiune, ADN-ul uman are această formă. Iar această formă este obținută prin 7 cercuri succesive, așa zisa săptămână a creației. În 7 zile a fost creată lumea, din 7 mișcări poți să faci acest simbol. În încheiere, aș vrea să vă spun că la mormântul celui mai mare om de stat al istoriei contemporane, cel care a fost George Pop de Băsești, președintele Marii Adunări de la Alba Iulia, prin care Transilvania s-a unit țara mamă în România, acest personaj, după părerea mea, un personaj uitat, prea puțin cunoscut, prea puțin promovat, la mormântul său se află o cruce înscrisă în cer, așa zisă, cruce dacică. El a fost cel care a condus lucrările Marii Adunări de la Alba Iulia și pentru cei care nu au văzut cu ochii lor cum arată rezoluțiunea Marii Adunări de la Alba Iulia și actul de proclamare a Unirii, vă las să vedeți. Am pus la sala Unirii. Da? În renovare acum, da? De-aia vă dau să vedeți, pentru că s-ar putea să nu aveți șansa ca anul acesta să vedeți aceste documente esențiale pentru noi românii, fiindcă a intrat în renovare muzeul și șansele ca renovarea să se termine în acest an sunt destul de mici. Iar aici aveți o fotografie a eroilor memorandiști care au luptat pentru drepturile românilor, printre care și Gheorghe Pop de Băsești. De ce vă arăt? Pentru că această fotografie a fost făcută de cel mai mare fotograf al Transilvaniei, pentru care eu, ca fotograf, am un respect deosebit, un fotograf din Bistrița, Alexandru Roșu, care mai nou are și o statuie de bronz la Bistrița. Iată că oamenii încep să respecte munca artiștilor fotografi, încep să apară fotografii cu ei, încep să oamenii să guste arta fotografică. Mulțumesc asistentului meu pentru munca sa. Dau cuvântul.
dacă o să vă rog să-mi acordați și mie 5 minute de atenție, o să mă deplasez pe aceste monitoare. În primul rând, să-i mulțumesc domnului director pentru oportunitatea de a expune aici, în acest frumos castel, o parte din munca noastră. Dacă este cineva care poate să spună câte stele credeți că se văd cu ochiul liber într-o noapte cu cer serin? Puteți aproxima. Nu există răspunsul greșit sau corect. Ziceți. Nu. Haideți să nu vorbim, spun despre cele vizibile cu ochiul liber. Nu vorbim despre cele pe care nu le vedem, doar în galaxia noastră sunt vreo 300 de mii, peste 300 de mii de stele. Miliarde, pardon. Câte? 4 stele. Ești mai aproape, Matea, să știi. Dacă avem un cer perfect, dacă am fi la muncă și avem un cer perfect, am vedea cam 1500 de stele într-o vară, într-o seară de vară. Iarna, aparați 1500 de stele, deci dintr-o jumătate de pământ, dintr-o emisoare, de văd cam 3000, de pe toată suprafața Pământului vedem vreo 6.000 de stele. Acum e foarte greu de spus cine a fost primul care a inventat constelațiile. Ce sunt constelațiile? Știți ce sunt constelațiile? Grupuri de stele care imaginează diferite forme, obiecte. Să știți că nu înseamnă doar acel desen. O constelație înseamnă o întreagă zonă de cer care are granițe foarte, foarte bine stabilite. Pentru că în 1925, Uniunea Astronomică Internațională a împărțit cerul în 88 de regiuni, care delimitează 88 de constelații. Deci de pe tot Pământul vedem 88 de constelații cu ochiul liber. Primul care ne-a dat constelațiile a fost în secolul al II-lea după Hristos, Ptolemeu, un domn care era și medic, și astronom, și matematician. El, în cartea sa Magest, ne-a descris vreo 48 de constelații pe care le folosim și în ziua de astăzi. Sunt constelații antice. Cele din emisfera sudică au venit mult mai târziu, de abia la începutul secolului al XVI-lea. Atunci când primii navigatori europeni care au străbătut apele din emisfera sudică au trasat constelațiile din zonele respective. Deci vedem 88. Din 2013, de vreo 5 ani, noi am început un proiect pe nume Constelații Românești Tradiționale. Știm foarte bine că noi nu spunem Ursa Major, spunem Carul Mare, da? Nu spunem Ursa Mică, spunem Carul Mic, spunem Găinușa, s-a auzit de Găinușa. Am zis, hai să vedem. Sunt foarte multe mitologii. Practic fiecare popor care a privit cerul și-a făcut propria viziune asupra constelațiilor. Și în cursul acestui proiect am găsit 39 de constelații românești, 20 dintre ele coincid cu cele ptolemaice. Ce înseamnă românești? Ce au văzut bunicii noștri deasupra capului, diferiți de constelațiile oficiale. Deci 20 coincid cu cele ptolemaice, 19 sunt absolut autentice. Nu au nicio legătură cu ce a văzut Ptolemeu pe cer. Dacă pe cerul oficial abundă zeitățile, eroii antici, la români predomină constelațiile pastorale agrare, cele religioase și cele istorice. Avem multe unelte agricole pe bolta cerească la români, însă nu este sapă deloc. Avem coasă, nu este sapă. Sunt două explicații posibile. Sau țăranul român nu a găsit pe cer o formă care se semene într-adevăr a sapă, sau în altă asta nu era foarte iubită de țăranul român. În Maramureșul istoric, pe Valea Mare, Aizia Costăului, de acolo vin și eu ca să crești, să crești pe acolo, chiar este o vorbă haioasă, Moroșanu, că nu are chef din lucru, zice, decât să costăsc, mai bine nu sap. Asta e apologia la noi, da, la noi. Și atunci, ce am făcut? Am împărțit cele 39 de constelații românești pe cele 9 monitoare pe care le vedeți aici, pe fiecare monitor sunt 4 sau 5 constelații, care are fiecare câte o scurtă poveste, între 30 secunde și un minut îl durează. Aici este o listă cu constelațiile prezentate pe acest monitor. La început se vorbește despre constelația oficială, după care se trece în ce a văzut românul în acea zonă. Toate aceste constelații le puteți găsi și pe site-ul Planetarului din Baia Mare, pe care îl găsiți foarte ușor, dând o căutare pe Google la Planetarul din Baia Mare. Acolo o să găsiți și cele 39 de filmulețe despre constelațiile românești tradiționale. Eu vreau să vă invit și în Baia Mare, la Planetarul din Baia Mare, când aveți drum pe acolo, vă rog, nu ne ocoliți, pentru că aparatul de proiecție, așa se numește acel aparat planetariu, este de ultimă generație, achiziționat în 2015. Ce avem în Baia Mare, în apropiere de noi găsim la Gdansk în Polonia sau la Istanbul în Turcia. Deci dacă aveți drum prin Baia Mare, vă rog, e cel mai bun proiector de stele din Europa de Sud-Est. Facem și observații astronomice acolo, la
când sunt evenimente importante. Eu sper să vă bucurați întotdeauna de un cer senin și dacă un singur copil sau o singură persoană își reamintește că mai trebuie din când în când să ne uităm spre cer, cred că misiunea noastră este îndeplinită. Vă rog să vă uitați spre cer pentru că este întotdeauna spectaculos și niciodată plictisitor. Mulțumesc tare mult! În încheiere, vă încurajez să vă deschizi pe la monitoare, folosiți căștile, mai ales voi ca cercetași, trebuie să acumulați informațiile astea. Și oricum să ascultăște toată planul ăla.